Poliția municipiului Târgoviște, în colaborare cu Poliția de Proximitate, Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea Valahia din Târgoviște, desfășoară proiectul Dincolo de Aparențe. Joi, 11 decembrie, autoritățile municipale au mers la penitenciarul Găiești cu câțiva studenți de la Facultatea de Drept și Științe Social-Politice, partenerii ai acestui proiect, unde au stat de vorbă cu deținuții și au aflat poveștile lor de viață. Astăzi vom desfășura o activitate la penitenciarul Găiești, reprezentat de domnul comisar de penitenciare Borcănescu Cristian. Alături de noi sunt colegii mei de la Poliția de Proximitate, de la Poliția orașului Găiești, domnul Ciobanu Florin și domnul Manea Petre. Și bineînțeles, studenții ai Facultății de Drept și Științe Sociale Administrative din cadrul Universității Valahia, voluntari ai Poliției Române, participanți la activitățile pe care Poliția Română le desfășoară în unitățile de învățământ de pe raza județului Dâmbovița, pe linia prevenirii delinvenței juvenile. După vizita de la penitenciarul Găiești, două persoane private de libertate din cadrul penitenciarului și-au prezentat situația în fața elevilor de la Liceul Tehnologic Iordache Golescu. Am o pedeapsă de 4 ani pentru trafic și consum de droguri de risc. Ce să vă spun? Am început, prima oară am fumat, pe la vârsta de 13-14 ani, într-un anturaj cu băieții ieșisem, ne dădeam cu rolele, unii din noi mai mari veneau de afară și am văzut că rulau o țigare, stăteau toți în jur, am fost curios și eu. Vrei să tragi tu? Da. Am fumat, mi-a plăcut și de atunci am tot făcut chestia asta, să zic așa, până la un moment dat când am început să și vând. La început, nu știu exact, nu neapărat că aveam nevoie de bani, așa mi se părea că e cool, să zic așa. În urmă, cu 12 ani, m-am apucat de trafic de droguri. Am plecat într-o țară străină, căutând un de lucru. N-am avut de lucru, un prieten m-a ajutat, bine spus, m-a ajutat. Am făcut două transporte pentru cineva, neștiind ce car. Pe parcurs am aflat ceea ce fac și am decis să fac singur această treabă. Am făcut trafic de droguri în Spania, am venit în România, am început și aici să continui la fel. Din cauza banilor, am ales această meserie, să fac trafic de droguri, ceea ce nu este bine. M-a adus în sistemul penitenciar. Pentru elevi a fost o adevărată lecție de viață. Au aflat despre efectele nocive ale consumului de droguri, ce înseamnă un anturaj negativ, dar și despre modalitățile de prevenire a acestor fapte penale.